Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, iată, astăzi îl avem invitat din nou pe domnul profesor Nicolae Mavrodin, care a scos o nouă carte. Despre ce carte este vorba, domnule profesor? Este vorba, domnule Mitică Dragoș și stimați teleascultători, o carte dedicată celui care a candidat din nou pentru funcția de președinte al Statelor Unite, este vorba de Donald Trump. Cartea se intitulează... Să o arătăm un pic. Să arătăm să se vadă, da. Da, au văzut-o telespectatorii noștri și acum să ne vorbiți puțin despre ea. Această carte mi-a fost inspirată de aceste fapte pe care le-a săvârșit Donald Trump în cei 4 ani de mandat. În primul rând că el a vrut să scape într-adevăr Statele Unite de această sclavie a iudeo-masoneriei, care a subjugat pur și simplu economia și viața politică și socială americană. Chiar așa a spus, vreau să scap de masoni această țară a noastră, care va fi din nou liberă, independentă, ca acum 100 de ani. Mă voi război cu masonii de la Hollywood, care este într-adevăr o cloacă extraordinară de masoni de grad înalt, și în primul rând cu actorii de acolo, în frunte cu Robert De Niro, și apoi voi face curățenie și la Pentagon și la CIA, care sunt și acolo o serie de nereguri. De ce am scris această carte? Pentru a arăta că acest Donald Trump nu este nici nebun, nu este nici homosexual, nu este nici afemeiat, cum l-au etichetat unii, adversarii săi și în special democrații, ci este un om care știe ce vrea. În primul rând, că el a tăiat fondurile Organizației Mondiale a Sănătății, văzând în această organizație, organizație care nu vrea binele și sănătatea oamenilor, ci vrea interesul celor care îi plătesc și le dau bani destul de mulți. De asemenea, Donald Trump, la Organizația Națiunilor Unite, la o adunare generală, a spus acum câteva luni niște lucruri care au uimit întreaga opinie publică internațională. Țineți la națiunile voastre, țineți la identitatea voastră națională, la bogățiile și frumusețile țărilor voastre și luptați împotriva acestor globaliști care vor să vă desființeze ca națiune. Bineînțeles că în sală erau foarte mulți masoni de grad înalt în cadrul Organizației Națiunilor Unite și au rămas mirați că a avut atâta curaj să spună întregii lumi așa ceva despre ei, despre Organizația Națiunilor Unite și despre alte foruri internaționale. Eu am structurat această carte în mai multe capitole. Iată primul capitol, cine este Donald Trump? O scurtă notiță biografică. El s-a născut la New York, într-un cartier al New Yorkului și, bineînțeles, am dat aici la urmă, într-o poză, chiar spitalul acela, uitați aici, spitalul unde s-a născut Donald Trump. Așa e bine. Da. De asemenea, un alt capitol important, va reuși Donald Trump să devină erou mondial? Iată că s-ar putea să mă contrazic aici, pentru că populația Statelor Unite nu este de acord să iasă din nou Trump, ci îl vor pe Joe Biden, fostul vicepreședinte în timpul administrației Obama. De asemenea, am aici un capitol din gândirea aforistică a lui Donald Trump. Donald Trump este și un om cu un simț al umorului deosebit. El s-a războit și, bineînțeles, tot cu hazul în nas, cum se zice, și cu media americană. Unuia mare om de televiziune americană de la CNN i-a spus clar, zice, dă-te puțin mai departe că miroși urât. Ai un miros urât și eu nu agrez așa ceva. Deci, practic, a spus-o în față. Din punctul ăsta de vedere, Donald Trump este un om direct. Adică vorba românească, ce mi-e în gușă și în căpușă. De asemenea, un capitol, probleme rasiale în Statele Unite ale Americii. Am arătat aici că Donald Trump nu este nici rasist, nu este nici un om cu gânduri, rele, dușmănoase, ci este un om care vrea bine țării sale și ne îndeamnă și pe noi să ținem la țara noastră,
la bogățiile noastre și la tot ceea ce este național. De asemenea, mai am aici un capitol, ce cred românii despre Donald Trump. Românii noștri sunt împărțiți între globaliști și naționaliști. Ar trebui ca 90% din români să fie naționaliști și nu globaliști, pentru că globalismul nu ne aduce nimic bun. Am văzut ce a însemnat intrarea noastră în Uniunea Europeană. Un șir de nenorociri, un șir de precauții, un șir de directive pe care ne dă Bruxelles, trecând practic de la dominația otomană și sovietică la dominația Uniunii Europene. De asemenea, în finalul acestei cărți, am făcut și un epilog. Am zis, am încheiat o carte care va trebui să pună semne de întrebare tuturor oamenilor de pe Terra. M-am referit exclusiv la un personaj politic de talie mondială, de la care poate veni mântuirea întregii omeniri. Președintele Statelor Unite Donald Trump reprezintă un fel de conducător, alt fel de conducător al marelui stat de peste Oceanul Atlantic decât ceilalți care l-au precedat. Viziunea sa despre stat, suveranitate și independență este total diferită de a ultimilor președinți George W. Bush și Barack Obama. N-am vrut să scot în relief în această carte profilul lui Donald Trump ca om de afaceri, ci acela al naționalistului și bunului creștin care iubește fiecare colț al întinsei sale țări și dorește să redea grandoare acesteia din secolul al XX-lea. Hulit de mulți, adorat de cei mulți, adorat de cei cu suflet pentru popor și națiune, Donald Trump va rămâne în istoria Statelor Unite ca un luptător împotriva anticristului și al globalizării. De ce a așteptat America până în 2016 să apară un asemenea personaj la conducerea ei? Donald Trump rămâne un simbol al Americii în lupta sa împotriva iudeo-masoneriei, care dorește să stopeze pedofilia, traficul de droguri, traficul de carne vie și ieșirea marelui stat de sub jugul băncilor globaliste. Nu întâmplător, el îndeamnă popoarele și națiunile lumii să lupte pentru păstrarea identității naționale, a integrității teritoriale și tradițiilor proprii. Să-l binecuvânteze bunul Dumnezeu în lupta sa cu anticristul, cu cabala satanică, la fel ca Sfântul Gheorghe în confruntarea cu Balaur. Unde pot găsi cititorii cartea dumneavoastră, domnule? Cartea mea o pot găsi la mine, pentru că mai am încă vreo 13 exemplare spre a putea să le distribui. Deja am distribuit din cele 40, vreo 26 până acum. Am și eu vadul meu, cum se zice, comercial. Am înțeles. Unde dau aceste cărți. Nouă nu ne rămâne decât să vă mulțumim pentru amabilitate și să invităm cititorii la lectura volumului dumneavoastră. Mulțumesc și eu pentru interviu.